Sunt alături de soțul ei la secția de la Liceul Jean Monnet din Capitală. Această consultare este, așa cum am menționat anterior, expresia democrației și cred că fiecare dintre noi avem datoria să ne exprimăm într-un fel sau altul. După vot, premierul a plecat spre Focșani ca să participe la un festival al vinului. A fost întâmpinată de președintele Consiliului Județean Vrancea, dar și de un grup de contestatari. Modificați legea Constituției ca să vă apărați voților! Hoțu, hoțu, uite, hoțu! Viorica Dăncilă a primit și laude. Multă sănătate, doamnă prim-ministru! Mulțumesc mult de tot! Trebuie să ne susținem țara! Exact. Șeful guvernului a trebuit să explice de ce, pe când era europarlamentar, a votat în favoarea unui raport ce prevedea inclusiv căsătoriile între persoane de același sex. Acolo se la faptul că îndeamnă instituțiile și statele membre să se gândească asupra căsătorilor între persoane de același gen, de același sex. N-a fost singura întrebare incomodă pentru premier. Dumneavoastră, cum vă simțiți, știind că aproape la fiecare ieșire publică faceți cel puțin o gafă în limba română? Credeți-mă, știu că acest lucru îl vânați și credeți-mă, o zi atât de frumoasă. Șefa guvernului a lăudat vinurile românești și le-a promis producătorilor o lege care să-i ajute să vândă mai mult în străinătate.